Salutare, eu sunt Caragia, iar acesta este tutorialul de vioară cu numărul 96. Pentru că vin sărbătorile de iarnă și iată se apropie și vremea colindelor, am pus la sondajul de pe Patreon câteva colinde foarte frumoase și iată că s-a ales una care îmi place și mie foarte mult. Nu vă mint, am descoperit-o recent pe YouTube și se numește Isara Crăciunului. După părerea mea este un colind simplu și frumos care ajunge direct la suflet. Dar noi violoniștii, ca să ajungem cu adevărat la sufletele oamenilor cu această melodie, trebuie să o interpretăm extrem de frumos, pentru că nu avem puterea cuvintelor de partea noastră. Bun, hai să vă prezint acum structura tutorialului. Deci aveți marcajele de timp în partea asta, vă arată la ce minut începe fiecare secțiune din el. Și nu uit să menționez abonații de pe Patreon de luna trecută, ei aveți aici în față. Ei au acces la toate tutorialele complete, la partituri, la partituri armonice, la acompaniamentele pieselor și multe, multe alte rubrici interesante. Nu uitați că puteți și voi să vă abonați oricând, aveți linkul direct spre pagina mea de Patreon în descrierea acestui video. Hai cum să mergem să vă cânt piesa, o ascultați și după aia vă detaliez foarte și foarte amănunțit. Am plecat! Deci în poziția a treia se începe cu un grupet pe mi, deci 2, da? De la fa diez, grupet de la nota de sus. Și apoi mergem spre nota fa diez direct și o ținem un pic.